Te simt foarte cald, dar uite, o să-ți dăm o veste acum, poate o știi deja. Domnule Ștefănescu, dar președintele Klaus Iohannis l-ați ascultat astăzi? L-ați ascultat când a spus că în politică nu funcționează prezumția de nevinovăție? Da, și că electoratul PSD se uită la ce declară Iohannis, adică să fim sinceri. Vă spun următorul lucru. Când președintele României, în momente critice pentru țară, de exemplu, momentul de săptămâni în șir când s-a autodetonat în direct și la voi la B1 și în alte parte poste de televiziune, oameni din sistem care vorbesc despre abuzuri, dosare făcute la comandă, oameni arestați și anchetați, nevinovați, au vorbit șef de SRI, șef de SRI din teritoriu, procurori ajunți al lui cei de la Klaus Iohannis Codrin, aici de la instituția judiciară. Nu mi-a trat ideea, să vin ideea dacă mă lăsați alea 20 de secunde ca să pot să o finalizez. Chiar vă rugăm. După toate lucrurile astea, inclusiv după audiere de la Comisia de Control SRI, este domnul Iohannis undeva din străinătate și spune totul un cancan. Atunci, ce credeți că va gândește electoratul, simpatizanții și votanții PSD despre declarații lui Iohannis? Nimic. Azi, din fericire, a fost totuși foarte rezervat și precaut. Adică chiar a fost președinte. Pe toate electoratul PSD, ce crede când Iohannis spune că dacă pică guvernul Tudose, ia în calcul să ia guvernarea PSD-ului? Electoratul se enervează pe chestia asta, că nu se poate să facă lucrul. Să avem majoritate la alegeri, majoritate de plină în Parlament. Și fără ALDE? Și fără UDMR? Și acum ajunge la problema ALDE cu majoritatea. Că înțeleg că ALDE se pregătește să iasă de la guvernare, chiar în aceste momente. Credeți-mă că sunt zvonuri. Călin Popescu-Tăriceanu este unul dintre oamenii cei mai vehemenți împotriva abuzurilor și statului paralel sau statului mafiot, cum numește o parte a presei. Este un om care de ani de zile se bate temeinic cu aceste noțiuni și un aliat de nădejde. Niciodată nu o să facă un pas înapoi lângă PSD. Deci dar a acceptat să-i fie remania, ministru. E o altă discuție. Azi avem discuție în PSD. Coaliția se întrunește mâine sau sâmbătă. E cu totul altceva. Sunt două discuții diferite. Deci ne spuneți că nu pleacă. PSD. Nu pleacă ALDE de la guvernare. În mod categoric, nu. Că dacă ar pleca ALDE, n-ar mai fi majoritate. Președintele ar putea să dea puterea cine știe unui alt partid. Da, Cioloș. Eu știu care este visul lor din miez de noapte, cu Cioloș, Monica Macovei și doamna Gușet și așa, am văzut echipa asta. A văzut românii ce înseamnă un an de tehnocrație securistoidă și străineză, cum spune o parte a presei care ne susține. Și-au dat seama când am făcut și noi raportul de audit, adică fonduri europene zero, dezastru până toate ministerele. Sigur, noi n-am fi avut guvernul Cioloș dacă PSD nu l-ar fi votat în Parlament. Păi n-avea majoritate. Nici n-avea ce să facem. Eram trădați de toți idealiați. Alegeri anticipate. Era rupt. Noi măcar am venit la Cotroceni, am venit cu o propunere, fiind partidul majoritar. Și dacă Iohannis ar fi acceptat pe Marius Nica prim-ministru, credeți-mă că am fi găsit o majoritate în Parlament. Dar Iohannis a profitat ca de obicei să-și pună guvernul lui. Iar chestia asta cu guvernul Cioloș este un fel de piatră de moară la picioarele lui pentru viitoarea candidatură la președinție, pentru că românii își vor aminti de această epocă. Bine, Codrin Ștefănescu, mai vedem ce se întâmplă astăzi la ora 5. Mulțumim tare mult! A fost Codrin Ștefănescu împreună cu noi, care ne-a asigurat că domnule ALDE nu va ieși pentru că domnul Tăriceanu e un om de cuvânt pe al cărui cuvânt te poți bizui, nu? Asta e concluzia discuției.